pare normal, cu toate că o să-i supăr pe mulți, ca din banii tuturor românilor, tuturor românilor, să se subvenționeze non-stop o societate de transport din București. Chiar dacă Bucureștiul contribuie, să spunem, cu cea mai mare sumă la bugetul de stat. Și Bucureștiul și zona Ilfov. Lucrurile acestea trebuie să se termine odată. Trebuie să se termine faptul că sub semnul acesta de alarmă, domne, se întrerupe activitatea la metrou, care e absolut necesară, nu vreau să fiu înțeles greșit, statul trebuie să vină non-stop și să subvenționeze această societate. Știți care e cererea? Să vină la rectificare Guvernul României cu câteva sute de milioane pe care să le livreze Metrorex. Asta este cererea. Da? O să analizăm, să vedem dacă la rectificare e posibil sau nu acest lucru.